Bună seara, bine v-am regăsit! Începem astăzi un nou sezon al emisiunii dedicate celor care alcătuiesc a doua Românie, aceea fără granițe geografice, dar cu foarte mulți oameni interesanți care contribuie prin ceea ce fac la felul în care țara lor de origine este percepută în lume. Și pentru că pe 19 februarie se împlinesc 145 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș, vorbim în această primă ediție despre cel a cărui influență se regăsește pe toate continentele lumii, așa cum lucrările sale sunt răspândite pe tot mapamondul, în cele mai mari muzee și colecții. Chiar dacă în acest an sărbătoarea are loc în condiții speciale, vă aducem în atenție o serie de evenimente la care puteți participa indirect, urmărind programele și transmisiile speciale de la TVR Internațional sau de pe platformele online. Vorbim în minutele următoare despre un proiect care urmărește să surprindă esența marelui sculptor considerat cel mai modern dintre sculptorii moderni. Este vorba despre Mirrors of Brâncuș, o expoziție multimedia bazată pe noi tehnologii și menită să lase o amprentă puternică asupra publicului, așa cum am aflat de la curatoarea acestei expoziții, Silvana Dulamă Popa, pe care am bucuria să o salut. Bună seara, Silvana, bine te-am găsit! Bună seara, bine v-am găsit! Înainte de toate, trebuie să vă spun că Silvana Dulamă Popa este absolventă a secției de istoria artei la Universitatea București, cu o vastă experiență în domeniul jurnalismului, managementului cultural, al comunicării și al relațiilor cu publicul. A implementat numeroase proiecte cultural-artistice inedite și vreau să aflăm în ce măsură se poate vorbi despre o influență a lui Brâncuș asupra activității tale. E clar că Brâncuș e prezent în mintea mea dintotdeauna. Cred că dinainte să merg la facultate, cumva fiind pasionată de zona asta, știam despre Brâncuș, doream să știu și mai multe despre Brâncuș. Din păcate, în facultatea asta e o perioadă pe care noi nu am acoperit-o și atunci a trebuit să mă îndrept foarte mult spre studiu individual asupra lui Brâncuș. În timpul facultății și după facultate, cumva mi s-a părut Brâncuș mult prea sus pentru mine și credeam că e ceva de care nu mă pot apropia. Iar în momentul în care domnul Mare și cu Alina au venit către mine și mi-au zis să gândim un proiect Brâncuș, inedit, adică era clar că nu era o expoziție obișnuită pe care să o curatoriez, în care să luăm piese dintr-o parte în alta, ci mai degrabă o expoziție pe care să o gândim de la zero, am început să studiez Brâncuș și mi-am dat seama că dincolo de piedestalul ăla pe care eu ridicasem, cumva foarte mult din Brâncuș rezona cu mine. Cred că mi-am asumat sau mi-am întipărit așa cumva în mine foarte multe dintre convingerile lui și pe măsură ce citeam mai mult despre el îmi dădeam seama că sunt atât de multe lucruri pe care aș vrea să le împart cu atât de multă lume, pentru că mie îmi schimbaseră cumva viziunea despre el, mă ajutaseră să-l înțeleg mai bine. Și am zis, de ce nu știu toți oamenii lucrurile astea? Sunt lucruri despre care eu nu mi-am dat seama. Cred că abia ieri, alaltă ieri, stând în expoziție și uitându-mă în jur, cred că abia atunci mi-am dat seama de fapt de importanța lui Brâncuș în viața mea. Nu cred că sunt lucruri pe care le-am punctat așa de-a lungul carierei, dar este clar că inevitabil Brâncuș face parte din noi, iar când ești în domeniul ăsta, Brâncuș e și mai mult parte din tine. Și iată că într-o lume aflată în continuă schimbare și din ce în ce mai dependentă de noile tehnologii, ați propus un proiect oglindă care abordează astfel de tehnologii și prin care le promiteți și vizitatorilor o imagine mai clară asupra ceea ce și-a propus Brâncuș prin opera lui. Cum ați gândit de fapt acest proiect? Am gândit mergând dinspre public, spre Brâncuș, mai degrabă decât invers, pentru că îl asimilasem deja pe Brâncuș și toate conceptele lui și ne-am gândit cum putem să facem ca publicul care intră la noi în expoziție să plece încărcat de informație, pentru că asta nu e ceva ușor, inclusiv studiile spun că atunci când mergi într-o expoziție reții undeva la 10, 15, 30% din ce vezi acolo. Noi ne-am gândit cum să facem în așa fel încât oamenii să asimileze cât mai mult, să afle ceea ce aflasem și noi și să fie o informație care să fie interesantă, captivantă, ușor de reținut. Și atunci am mers pe două fire cumva. Am mers pe partea de instalații în care omul interacționează propriu-zis cu operele lui Brâncuș, în care îi punem niște întrebări și în care îi punem în față o oglindă în așa fel încât el să cumva să se gândească la toate aceste principii pe baza cărora Brâncuș a lucrat și a trăit viața și să se întrebe cât din aceste principii sunt în ei însăși. Iar în a doua parte avem un video care durează aproximativ 15 minute în care am selectat informații care credem noi că îl construiesc pe Brâncuș așa cum l-am
descoperit noi în toate lecturile pe care le-am studiat de-a lungul timpului. Interesant este faptul că proiectul a pornit de la o cercetare. În timp ce ne documentam pentru acest proiect, ne-am dat seama că s-ar putea noi să avem o altfel de viziune asupra lui Brâncuș față de cei din jurul nostru care ar veni la o astfel de expoziție și care, de fapt, știu despre Brâncuș. Și atunci am început să punem întrebări la absolut toți cunoscuții noștri care provin din medii diferite, au vârste diferite, au slujbe diferite, să le punem întrebări despre la ce se gândesc când se gândesc la Brâncuș. Primele trei cuvinte, de fapt asta a fost întrebarea, care sunt primele trei cuvinte care vă vin în minte atunci când vă gândiți la Brâncuș? Și asta era undeva acum trei ani. Foarte mulți ne-au răspuns, sigur, cu mințenia pământului. Foarte mulți ne-au dat răspunsuri care aveau legătură cu povestea dintre Constantin Brâncuș și Maria Tănase, pentru că, din nou, asta e o poveste care a circulat foarte mult și care a captivat foarte mult publicul. Dar ne-am dat seama că se poate merge dincolo de asta, pentru că mai erau concepte care ne-am dat seama că ar putea întregi o imagine a lui Brâncuș în mintea fiecăruia dintre noi. Și atunci cumva am pornit de la asta, am văzut cam care sunt aceste cuvinte care se repetau, culmea, chiar se repetau, deși am pus întrebări inclusiv printre foștii mei colegi de facultate, răspunsurile se repetau și atunci ne-am trecut noi pe foaie ce am vrea ca oamenii să înțeleagă după ce pleacă de la expoziția noastră. Ați constatat așadar că percepția publicului diferă oarecum de ceea ce ați simțit voi că a vrut artistul să transmită. Și cum v-ați propus să schimbați această direcție? Am avut câteva puncte pe care le-am urmărit și anume am urmărit ca informațiile pe care le prezentăm în partea asta, în colțul ăsta de biografie în care avem partea de video, să fie informații noi, dar cu care oamenii să poată rezona. Mă refer aici la informații legate de modul de viață al lui Brâncuș, de relațiile cu ceilalți artiști ai vremii, de relațiile cu ceilalți oameni importanți ai vremii, dincolo de datele astea tehnice, când s-a născut, unde s-a născut, ce s-a întâmplat în anul X sau Y și așa mai departe. Iar în prima parte, în partea cu instalații, ne-am gândit cum ar fi dacă ne-am pune efectiv în pielea unei sculpturi de al lui Constantin Brâncuș, oare nu am înțelege mai bine de fapt despre ce e vorba în Sărutul, dacă am putea să fim jumătate din Sărutul, că de fapt despre asta e vorba. Intri cumva într-o stare de asta meditativă și asta am urmărit foarte mult, pentru că când devii tu jumătate din Sărutul și te pui acolo în pielea sculpturii, nu prea mai vezi nimic în jur și atunci ajungi exact la ideea de la care a pornit Constantin Brâncuș, la fel cu cutia Muzei Adormite, cum îi spunem noi. Practic îl împingem pe om să se privească într-o serie de oglinzi, în aceeași poziție în care a gândit Constantin Muza Adormită și să observe dacă nu cumva răspunsurile pe care le-a găsit Constantin Brâncuș, apropo de toate cercetările, de fapt toate căutările, mai bine zis, pe care le făceau artiștii legate de sculptură și de cum se poate reinventa, dacă nu cuprind de fapt esența noastră până la urmă, dacă nu sunt de fapt câteva trăsături de fizionomie care ne definesc. Și pe care un artist de asemenea valoare a reușit să le capteze. Dar în ce măsură s-a schimbat percepția voastră, percepția membrilor echipei de creație în legătură cu opera lui Brâncuș, lucrând la acest proiect inedit? Cred că o perioadă am avut așa un sentiment de saturație. Sincer vorbind, da, pentru că auzeam atât de mult Brâncuș și asimilam atât de mult Brâncuș încât deja. Dar în momentul în care am pășit în expoziție cu toții, cred că am rămas puțin muți de uimire și ne-am dat seama de fapt cât de aproape ni l-am adus pe Brâncuș cu toate lucrurile, cu toate cercetările astea și așa mai departe și, repet, cât de mult ne-am însușit din conceptele lui și cât de tare ne dorim că, asta a fost și motivul de la care am pornit, cât de tare ne dorim ca alții să le înțeleagă așa cum îl înțelegem și noi. Aș vrea să vorbim puțin mai mult despre oamenii din spatele acestui proiect, despre echipa formată din artiști tineri și foarte creativi, unii cunoscuți în domeniile lor de activitate. Da, cumva din echipă am pornit eu împreună cu Alin. Alin face lighting design de foarte mulți ani. Alin Popa, și am pornit Alin Popa, da. Am pornit în demersul ăsta gândindu-ne cum să facem conceptul ăsta de expoziție. Inițial voiam să facem o expoziție imersivă ca cele din Paris dedicate lui Klimt, dar asta însemna că ar fi trebuit să accesăm un buget foarte mare care pentru România, pe partea de cultură, e așa un vis mai degrabă. Și atunci ne-am gândit cum putem să ne adaptăm.
Am gândit conceptul pentru această expoziție, după care am format echipa creativă, oameni cu care noi lucram deja la alte proiecte și știam exact ce pot face ei. Este vorba de Diana Miroșu, care a venit și a implementat practic partea de instalație, este cea care s-a ocupat de la schițe până la tot ce înseamnă partea finală, să supravegheze lucrările și așa mai departe și să ducă visul nostru până la urmă, până la capăt. Dilmana Iordanova și Covidiu Ieftim sunt cei care au făcut partea de video. La fel am lucrat împreună, iar Zoli tot a făcut partea de muzică. Iar pentru partea de video, noi am putut să filmăm ansamblul de la Târgu Jiu. Iulian Dinu a mers acolo și a făcut niște filmări spectaculoase, care sunt incluse în video pe care o să-l vedeți la muzeu și pe care sperăm să le putem valorifica și după ce se termină expoziția. Am avut foarte multe întâlniri cu toți în care am dezbătut și am discutat despre viața lui Brâncuș. Am venit fiecare cu informații noi pe care le auzeam sau le citeam despre Brâncuș și cred că a contat și asta, că am fost o echipă unită, am reușit să ne întâlnim inclusiv dinainte de pandemie, pentru că noi am început lucru propriu-zis la proiect acum un an de zile. De fapt, acum 2 ani, dar acum un an am început să ne vedem mai des și să punem pe hârtie și în tot acest timp în care nu ne-am putut vedea neapărat, am păstrat legătura prin telefon. Fiecare avea un background, ca să-i zic așa, destul de stufos. Avea foarte multe proiecte la activ și am avut foarte mare încredere în ei, pentru că știam că ei o să poată să ducă viziunea asta până la capăt și o să poată din nou să o adapteze în așa fel încât publicul să plece de acolo cu suficientă informație, așa cum ne-am dorit din prima, de fapt. Și se pare că ați reușit. Concret, ce experiențe pot trăi vizitatorii care sunt prezenți la expoziție? Mai avem, pe lângă instalația cu sărutul și cea cu muza adormită, avem un modul din Coloana Infinitului, așa cum este ea, la Târgu Jiu, în mărime naturală, acoperit cu oglinzi, care, pe lângă faptul că este gândit ca un raport pentru cei care nu au ajuns la Târgu Jiu să-și dea seama cam cât de mare este coloana, este gândit și ca un colț meditativ, fiind atât de plină de oglinzi, cumva e chiar o întâlnire, de fapt, cu Brâncuș prin prisma noastră. Exact cum spuneam mai devreme, o întâlnire a principiilor noastre cu principiile lui Brâncuș și o întrebare în ce măsură aceste două vieți, ca să zic așa, se intersectează. Pe lângă asta avem piesa centrală, care este Coloana Infinitului, de 3 ori mai mică decât cea de la Târgu Jiu, dar lucrând la ea și documentându-ne, ne-am dat seama că ea este exact de aceeași dimensiune ca prima coloană fără sfârșit pe care Brâncuș a montat-o în aer liber lângă Paris, la Boulanger, în curtea lui Eduard Steichen. Și am găsit poze, noi gândisem deja instalația, ea este pusă pe 2 capre, această coloană, și are niște oglinzi în capăt în așa fel încât ea chiar să meargă la infinit și este o experiență care te mișcă în momentul în care te uiți în oglinzile respective și vezi coloana ducându-se atât de mult, deși ești într-un spațiu închis. Și lucrând la ea, eu am descoperit de fapt aceste fotografii cu Brâncuș înălțând această coloană fără sfârșit de aceeași dimensiune lângă Paris. Și le-am arătat Dianei, care gândise exact la fel. Practic, procedura pe care Brâncuș avea de lucru cu aceste capre și așa mai departe semănau unul la unul cu instalația noastră. Deci a fost o bucurie, pentru că ne-am dat seama că exact ce ziceam, când am luat atât de mult din Brâncuș încât am început să gândim ca Brâncuș, chiar asta a zis Diana. Și bineînțeles partea de video, care durează undeva la 15 minute și în care am acumulat destul de multă informație, dar suficient de accesibil prezentată. Expoziția urma să fie prezentată în mai multe spații, inclusiv în afara țării. Speram cu toții să-i putem invita pe cei care ne urmăresc să meargă și să viziteze această expoziție și în alte țări. Cum au fost rescrise planurile în această privință? Planurile au rămas în continuare aceleași. Noi plănuim să mergem în afara țării cu expoziția. Deja gândim o expoziție pentru Norvegia și sperăm ca totul să contureze așa. Depindem, bineînțeles, foarte mult de toate normele care o să fie impuse, dar noi suntem încrezători că, da, o să mergem în Norvegia și în multe alte locuri din afara țării și o să împărtășim cu toți românii de pretutine și nu numai această expoziție. Evident. Și, bineînțeles, și în România. O să mai mergem și în alte orașe. Este în plan Craiova,
și de ce nu și alte orașe mari. Așteptăm aceste informații pentru a le transmite mai departe. Trebuie să spunem și faptul că la realizarea acestui proiect au contribuit mai multe organizații și instituții. Cum au primit propunerea unui astfel de proiect? Proiectul a fost organizat de Fundația Culturală Art Production, Centrul pentru Resurse și Cristian Westling și am avut sprijinul celor de la JTI și de la Muzeul Național al Țăranului Român, iar proiectul într-adevăr a fost finanțat prin granturile SEE 2014-2021 în cadrul programului RoCultura. Am fost foarte surprinși ca la conferința post-anunțarea câștigătorilor proiectului să ne întâlnim cu cei care citiseră proiectul nostru și să ne zică: l-am ales pentru că ni se pare minunat, pentru că am citit despre el și ne-ați făcut foarte curioși. A fost într-adevăr o surpriză, dar, așa cum a zis și domnul Mareș la conferință, colaborarea cu ei a fost foarte bună, ne-au susținut foarte mult și au crezut foarte mult în proiectul nostru, ceea ce pentru noi a fost și o surpriză, a fost și un imbold să mergem mai departe. Și o bucurie că lucrurile se mișcă în sensul ăsta și că, de fapt, instituțiile din România nu sunt atât de îmbătrânite cum spune lumea, că nu se găsește înțelegere pentru proiectele astea inovative, din contră. Felicitări încă o dată. Mulțumim foarte mult, Silvana, și te mai așteptăm la TVR Mulțumesc și eu. Internațional. Sperăm ca expoziția să fie vizitată de cât mai multe persoane și până va putea fi itinerată, pentru ca și telespectatorii noștri din afara României să poată vedea măcar parțial expoziția de la București, de la Muzeul Țăranului Român. Îi invit să urmărească reportajul realizat la inaugurarea acesteia de colega mea, Virginia Ghiță. Abordând noi tehnologii și reinterpretând opere cunoscute și mai puțin cunoscute ale artistului, expoziția este o prezentare dinamică a unor întâmplări din viața acestuia, relațiile sale cu alți artiști din vremea lui, precum și trăsături de caracter despre care se vorbește prea puțin. La finalul experienței, vizitatorul va reuși să capteze informația, dar și noi concepte despre sculptor. Expoziția dispune de o scenografie amplă, în care vizitatorul va putea experimenta cum e să fii parte dintr-o operă a lui Brâncuș. Se va oglindi într-o interpretare a unui modul în mărime naturală al coloanei fără sfârșit și se va bucura de un scurt film dedicat vieții inventatorului sculpturii moderne. Expoziția de aici, de la Muzeul Național Țăranului Român, este o expoziție despre opera lui Brâncuș, nu cu opera lui Brâncuș. Este o interpretare făcută cu mijloace strict contemporane, multimedia, a operei marelui creator, cu speranța că în acest fel, pe această cale a limbajului, să spunem, mai apropiat generației tinere, ne vom putea face mai bine înțeleși în demersul nostru de a populariza opera lui Brâncuș și de a-l așeza în conștiința tuturor acolo unde este locul. Este practic o carte de vizită pentru România. Expoziția va fi itinerantă în mai multe orașe din țară, dar și în străinătate. Este o altă formă de sublimare a formei, pentru că, de fapt, asta este Brâncuș, formă, esență a formei și, în final, esență de România. Expoziția este inedită și prin faptul că îi provoacă pe vizitatori să se pună în locul unor opere ale artistului, ajungându-se astfel la o analiză a propriilor emoții și sentimente dintr-o postură nouă. Printr-o oglindă, oamenii pot să-și vadă trăsăturile feței simplificate, așa cum a văzut Brâncuș stilizate fețele personajelor sale. Vizitatorii expoziției sunt invitați să-l descopere pe Constantin Brâncuș în ceea ce înseamnă esența lui, adică verticalitate, complexitate ascunsă în linii simple, emoție și reîntoarcere către sine. Brâncuș este un autor de referință pentru ce înseamnă sculptura modernă. El este părintele ideii de minimalism în sculptură și de aceea este important ca acasă la el, la noi, în România, să vorbim despre valorile estetice cu care a inovat Brâncuș lumea artei și a sculpturii, dar și să reușim să găsim un vocabular și un limbaj relevant în contextul nostru contemporan. Din acest exercițiu de interpretare contemporană se pot naște noi idei, putem înțelege valorile noastre, putem pleca de la sursa inspirației lui Brâncuș, care este
arta populară românească și esența la care a ajuns tăranul român în cursul a sute de ani. Deci este foarte important și mă bucur enorm de deschiderea de la Muzeul Tăranului Român de a aduce artă contemporană într-o interpretare modernă, dar într-un context unde mai degrabă domnește cultura clasică tradițională. De aceea mă bucur foarte mult de această combinație de elemente culturale, de expresii artistice și de valori. Publicul a fost numeros și a primit cu bucurie și interes expoziția, ceea ce dovedește că Brâncuș rămâne un reper al sufletului românesc. Tot cu prilejul Zilei Naționale Constantin Brâncuș, Muzeul Național de Artă al României va găzdui un concert extraordinar susținut de Orchestra Română de Tineret și realizat în parteneriat cu Televiziunea Română. Acesta va fi difuzat și pe TVR Internațional vineri la ora 21. Violoncelistul și profesorul Marin Cazacu, fondator și director artistic al orchestrei, a acceptat să ne ofere detalii. Bună seara, domnule Cazacu, bine v-am regăsit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Să știți că Orchestra Română de Tineret face parte din Centrul Național de Artă Tinerimea Română. De fapt, este unul dintre ansamblurile noastre pe care noi le gestionăm aici și le organizăm activitățile. Și suntem extrem de încântați ca împreună, în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, cu producătorii România, Radio România și Televiziunea Română, să putem să închinăm ceva cu totul special și inedit memoriei lui Constantin Brâncuș. Pentru că Brâncuș, chiar dacă nu știm cu precizie dacă iubea sau nu muzica clasică, noi ne-am pregătit cu un program cu tot ieșit din comun, cu siguranță că i-ar fi făcut mare plăcere lui Brâncuș să-l asculte, pentru că toată viața a ascultat, ba din contră, chiar știa să și cânte un pic la fluier, știa să cânta în cor, cânta la biserici, deci avea o legătură cu sufletul românesc prin intermediul acestor muzici. Și iată că noi ne-am pregătit ca orchestră simfonică și nu oricare orchestră, Orchestra Română de Tineret, care va fi dirijată de maestrul Cristian Mandeal, va pregăti un program cu tot ieșit din comun. Într-adevăr,
într-adevăr un nou moment special pregătit de Orchestra Română de Tineret, dirijată de maestrul Cristian Mandeal, după concertul susținut de Ziua Culturii Naționale. Cum ați primit ideea unui concert dedicat lui Constantin Brâncuș și cum a fost gândit acest repertoriu despre care ne-ați oferit așa câteva mici informații? Am pornit de la ideea să punem în program muzica care i-a place lui Constantin Brâncuș și cu siguranță i-a plăcut, pentru că asculta cu mare drag muzică populară românească, avea peste 2000 de discuri în colecția domniei sale și fiind un fan, pot să spun, al muzicii oltenești, cânta la fluier chiar cu mare drag această muzică. Noi de aceea, în cadrul orchestrei, avem și muzicieni care cântă la instrumente muzicale extraordinar, dar care cântă și cu vocea la fel de bine. De aceea, surpriza acestui proiect este prezența unei violiste din cadrul orchestrei, care este băcăoancă de origine, care va cânta ca solistă vocală în cele trei suite folclorice pe care le-am aranjat pentru voce și orchestră simfonică. Bineînțeles, orchestra simfonică este pigmentată cu instrumente populare gen țambal și nai, tot tineri muzicieni care au studiat la conservator. Și aceste suite folclorice conțin melodii din toate zonele folclorice ale României, pornind din Oltenia, mergând prin Banat, Bihor, Transilvania, după aceea o altă suită cu muzică din Maramureș, Bucovina, Moldova și coborând jos către Dobrogea și Muntenia și în încheiere o suită întreagă dedicată repertorului Mariei Tănase. Știm toată lumea că Maria Tănase l-a cunoscut pe Constantin Brâncuș, s-au apreciat reciproc, iar Constantin Brâncuș atât de mult iubea interpretările și tot ceea ce cânta Maria Tănase, încât și-a permis să-i spună de multe ori: când te ascult cum le zici Mărie, aș fi în stare să dăltuiesc pentru fiecare cântec de al nostru o pasăre măiastră. Minunate cuvinte, apreciate de cei care iubesc opera brâncușiană și nu numai, așa cum cu siguranță și concertul pe care îl va susține Orchestra Română de Tineret va fi apreciat de public, dar știu că acest eveniment mai are o componentă importantă. Așa este, am pigmentat printre aceste suite folclorice vocale, acompaniate de Orchestra Română de Tineret, dirijată de maestru Cristian Mandeal, patru scurte miniaturi instrumentale pe care le adora Constantin Brâncuș. Este vorba de celebra Ciocărlie a lui Grigoraș Dinicu, într-un aranjament special, Hora Staccato, de același compozitor, și Hora Mărțișorului, interpretate la vioară solo de către violonista Simina Croitoru, acompaniată de asemenea de Orchestra Română de Tineret. Iată trei piese instrumentale la care adăugăm aceste suite vocal-instrumentale și putem spune că cu acest program este unul pe care îl dedicăm iubirii pentru artă, pentru muzică, pentru sculptură, pentru că în cadrul emisiunii de televiziune vor apărea și imagini din Muzeul Național de Artă cu cele mai frumoase opere ale lui Constantin Brâncuș prezente în acest muzeu. Orchestra Română de Tineret este, așa cum se știe, considerată una dintre cele mai bune din țară din ultimii ani. S-a remarcat și pe plan internațional și vreau să ne spuneți cum au afectat restricțiile impuse de această pandemie activitatea orchestrei. Toată lumea muzicală, toată lumea culturală a suferit în anul 2020 și se pare că și în 2021 va continua această situație în care legătura dintre artiști și public se va face sporadic și în situații deloc favorabile pentru unii și pentru alții, pentru că artă înseamnă comunicare, iar comunicarea oricărui fel de emoție trebuie să se întâmple la distanță mică, nu la distanță mare. Noroc cu televiziunea română, care reușește prin imagini și prin transmiterea sunetului să mai apropie aceste două entități, vorbesc de orchestre, muzicieni și public. Orchestra, într-adevăr, a avut mai puține
să spunem, concerte în anul 2020, am fost foarte afectați, dar am reușit chiar și cu această ocazie câteva evenimente speciale, atât în aer liber, în perioadele când nu se putea cânta într-o sală de spectacole, și în spații importante, cum ar fost Ateneul Român sau săl de concerte din Sibiu, Timișoara, și să spunem că am trecut cu bine, cu suferința de a nu fi dus până la capăt toate proiectele noastre, pentru că aveam în planuri concerte extraordinare la Berlin, la Viena, la Paris, nu s-au putut susține, dar sperăm că în anul acesta măcar o parte dintre ele le vom recupera, iar în viitor, în 2022-2023, să putem să ne întoarcem la ceea ce am făcut înainte, pentru că vorbeați de nivelul orchestrei, este o orchestră plină de entuziasm, plină de dragoste pentru profesia aceasta. Este o orchestră care își destăinuie cu mare drag dragostea pentru muzică și pentru comunicarea emoțiilor către public. Orchestra a fost prezentă, așa cum a spus și mai devreme, pe cele mai importante scene de concert din lume, pot să spun, pentru că nu putem uita Washington, New York, Paris, Bruxelles, Viena, Berlin, Roma, ca să amintesc doar câteva capitale mari și nu în capitale, pe scenele cele mai importante din aceste capitale. Bucuria acestor tine este că au descoperit lumea, dar mai ales au reușit să transmită publicului din aceste țări nivelul extraordinar pe care îl dețin, dragostea lor pentru artă în general și sufletul românilor. Merită toate felicitările noastre, dar cum reușiți să-i motivați pe acești tineri muzicieni să-și păstreze entuziasmul în această perioadă atât de dificilă pentru artiști în mod special? Chiar și în această perioadă dificilă, eu ca manager al Centrului Național de Artă Tinerimea Română, i-am apropiat, i-am adus, am creat, chiar și în perioade dificile când alte instituții publice se nu aveau încredere în deschiderea unor evenimente sau în realizarea lor, eu am reușit să-i apropiat pentru că acești tineri au această capacitate fantastică de a se adapta, sunt foarte responsabili, foarte important de spus acest lucru, pentru că și distanțările și purtarea măștii a fost prezentă în tot ceea ce am realizat până acum și în perioada de repetiție și în perioada concertelor și nu a dus la o escaladare a infectărilor, ba din contră, noi am fost printre cei care am fost chiar protejați de acest lucru și acești tineri, pentru că le lipsește mult de tot această comunicare directă cu publicul, au venit cu tot entuziasmul și toată dragostea la aceste proiecte. Dar dacă ar fi să vă uitați în urmă, care ar fi cele mai importante realizări din cadrul acestui proiect artistic, dar și educațional, foarte important de precizat, pe care l-ați inițiat? Primul lucru, și o spun cu toată responsabilitatea, este că acest proiect a dus la schimbarea mentalității acestor tineri. Ei sunt foarte bine pregătiți la nivel individual, solistic, dar prin acest proiect se creează acea schimbare de mentalitate în sensul de a reuși să creeze împreună un lucru pe care nu îl aveau atât de bine însușit și nu îl cunoșteau pentru că școala în general românească nu insista pe acest lucru. Deci e o schimbare de mentalitate în sensul că acești tineri reușesc să ducă împreună la bun sfârșit cu același nivel de performanță și cu aceleași aspirații profesionale acest proiect care, într-adevăr, dacă spuneați mai devreme că face parte din grupul celor mai bune orchestre, diferența se vede la acest tip de mentalitate a lor, la această dorință fantastică de a fi prezenți în fiecare secundă, să fie acolo cu muzica și cu emoțiile pe care ea le produce. Deci asta este un lucru cel mai important. Este o schimbare de mentalitate pe care o doresc ca generații viitoare să o transmită mai departe în toată țara și la toate nivelurile. Al doilea lucru, că mă întrebați ce realizări au avut. Sigur că acești tineri ne-au reprezentat peste tot în lume și pot să spun că este un beneficiu și pentru țară, că au devenit, pot să spun, un brand, prezentă la Festivalul UNESCO din 2011, la fiecare ediție și nu oriunde, ci în cadrul ciclului Mare Orchestre ale Lumii, deși ei sunt o orchestră de tineret. Eu, la Tinerimea Română, la Centrul Național de Artă Tinerimea Română, gestionez 4 tipuri de orchestre de tineret pe categorii de vârstă. Juniori, copii între 12 și 15 ani, Sinfonieta 16-18, Orchestra Română de Tineret 18-25 și un fel de selecționat a acestor orchestre, Orchestra Națională Sinfonică a României. La toate aceste niveluri de vârste,
observ acest entuziasm și această dragoste de a fi împreună, de a merge mai departe alături de altcineva și a dovedi că ei împreună pot reuși ceea ce alții de unii singuri nu reușesc niciodată. Și care este cea mai mare dorință pe care o aveți în legătură cu evoluția acestui proiect de suflet? Acest proiect trebuie să continue, pentru că el va aduce beneficii tuturor orchestrelor profesioniste, pentru că acești tineri, după o perioadă de pregătire intensă în cadrul acestui proiect, vor intra în orchestrele profesioniste din România și vor putea reprezenta la cel mai înalt nivel cultura română. Este dorința nu numai a mea și a lor, așa că eu aștept cu mare drag ca acest entuziasm să fie molipsitor pentru ei și pentru cei care stau în jurul lor. Dorim și le dorim mult succes în continuare. Pe telespectatorii noștri invităm încă o dată să urmărească un nou concert de excepție al Orchestrei Române de Tineret vineri, 19 februarie, de la ora 21 și la TVR Internațional. Vă mai așteptăm. Numai bine, domnule Marin Cazacu. Mulțumesc! Brâncuș, sublimarea formei, rămâne una dintre cele mai importante expoziții dedicate sculptorului român din ultimele decenii. Expoziția a fost principalul eveniment din cadrul celei de-a 27-a ediție a Festivalului de Artă Europalia, organizat la Bruxelles, la care România a avut statutul de țară invitată de onoare. Expoziția de la Palatul Artelor Frumoase Bozar a înregistrat un record de vizitatori, fiind admirată de peste 100.000 de persoane din toate colțurile lumii. Mihaela Crăciun a reunit mărturiile unor personalități remarcabile și ne invită să ne reamintim de dimensiunea lui Brâncuș la Bozar. La Bozar, la Palatul Artelor Frumoase din Bruxelles, s-au întâlnit Brâncuș cu Enescu, pentru că sub bagheta lui Cristian Măcelaru, la Bozar, s-a auzit Rapsodia Română și iată cum în sălile de expoziție de alături de auditoriu s-a auzit Enescu. Ce poate fi mai frumos și mai fast pentru cultura română? Și am avut șansa să văd expoziția cu enorm de mare aflux de vizitatori, domnule consilier prezidențial, cozi întregi. E ceva ce nu s-a mai întâmplat nicăieri în lume de cel puțin 25 de ani, poate 3 decenii sunt de la ultima mare expoziție care a adunat piese, aici 4 continente care au contribuit și există un concept care traversează această mare expoziție și el se datorează Doinei Lemni, curatorul expoziției, Românca de la Georges Pompidou. Este acea idee de a arăta originile românești ale artistului și a le urmări în procesul sintezei creației sale. Deci a fost, cum nu se poate, mai potrivită existența acestei expoziții, inclusiv de ziua națională. Evident, Brâncuș este un artist universal, opera sa vorbește tuturor, dar aici Doina Lemni a făcut un gest foarte necesar de a vorbi de primii pași ai lui Brâncuș, de la Târgu Jiu la Craiova, de la Craiova la București și apoi saltul spre Paris. În cazul Brâncuș, o retrospectivă este și periculoasă. Ce înseamnă retrospectivă? Să prezinți totul. Deja este foarte dificil
să aduni toate operele împrăștiate în toată lumea și apoi, dacă nu ai un concept clar, ai impresia că, în cazul lui Brâncuș, că expui același lucru. La retrospectiva din 1995 de la Centrul Pompidou, care a fost prima retrospectivă Brâncuș, au fost foarte multe opere. Ea s-a numit retrospectivă, dar au fost foarte multe opere. Asta nu înseamnă că se învăța mai mult, pentru că la un moment dat foarte multe păsări erau adunate, Mademoiselle Pogani, domnișoara Pogani, 1, 2, 3, la un loc. În momentul în care nu ai un discurs ca să explici toate acestea, publicul era derutat. Eu, în general, țin la o pedagogie, la o logică în a prezenta un artist. Discursurile pompoase, cu un vocabular pe care nu toată lumea îl înțelege, nu și-au rostul pentru Brâncuș. Începând din 1909-1910, Brâncuș își clarifică drumul pe care avea să-l urmeze. Totul a fost calculat la Brâncuș. În momentul în care se hotărăște să aplice șlefuirea directă, el este conștient că intră într-un dialog direct cu materialul, cu piatră, marmura, care este tot o piatră mai rafinată, cu lemnul. Deci aceasta ia mai mult timp de realizare, dar în același timp îi permite să reflecteze, să mediteze. Piatra aproape, materialul, îi dicta ce avea să facă. De aceea, în foarte rare cazuri, se pot vedea urme de desen pe piatră. Brâncuș nu făcea desen preparatoriu, ci iniția piatra și apoi tot ce ieșea din piatră era ca din mâna unui magician. Cap de copil, care prin simplificare a ajuns la un oval, la cap de copil adormit și apoi la un oval care s-a transformat în începutul lumii, acest ou de care tot se vorbește, dar este un oval care evocă începutul lumii. Apoi, tot din aceeași idee de a simplifica un cap, un portret, un bust, oare se poate vorbi de portret în opera lui Brâncuș? În sculptură este mai degrabă un bust. Din busturile pe care el le-a făcut, simplificându-le, intrând în intimitatea unui bust, Brâncuș ajunge să le sublimeze și să scoată esența. De ce vorbim de esență? Este pentru că, în cazul domnișoarei Pogani, este un exemplu, este esența feminității. Femeia care nu neapărat trebuie să fie frumoasă, ci printr-o poziție anume se interiorizează. Acest lucru a vrut să scoată în evidență Brâncuș. Domnișoara Pogani, și aici este o teorie pe care eu o urmez și o susțin, Margit Pogani, care era o artistă unguroaică, o pictoriță unguroaică, care l-a cunoscut pe Brâncuș, nu i-a pozat niciodată. Contrar tuturor teoriilor de până acum, Margit nu i-a pozat niciodată. Numai că Brâncuș lucra tocmai la această poziție de introversiune, de introvertire a femeii, o poziție delicată în care se poate vedea curba gâtului până la umeri, ochii care se închid încetul cu încetul, coafura strânsă pe ceafă. Toate acestea vin dintr-un mit grec care l-a obsedat pe Brâncuș, mitul lui Narcis. Deci, Narcis care se privește pentru și se admiră în apă până cade, cu niște ochi bulbucați. De aici a pornit acest portret Margit Pogani, Mademoiselle Pogani, care nu i-a pozat, după cum spuneam, numai că Brâncuș, cum era obiceiul, a făcut o relație între acest chip al lui Narcis și chipul lui Margit Pogani, care într-adevăr avea o figură, un cap rotund și cu ochi foarte mari, exoftalmici, întrebători. Brâncuș a adus această muză adormită într-adevăr la sublimarea chipului femeii. Pentru asta i-a pozat o baroneasă din Paris care l-a rugat să-i facă un bust. Brâncuș începe să o sculpteze. Nu era o femeie frumoasă,
începe să o sculpteze, dar încetul cu încetul a durat foarte mult acest proces. Încetul cu încetul îi înlătură umerii, îi înlătură gâtul, îi simplifică trăsăturile, trăsăturile apar, aproape că dispar, până când îi închide ochii și sunt numai urmele acestor ochi închiși și, cum a înlăturat celelalte elemente ale bustului, culcă acest cap și îl intitulează Muza adormită. Când baroana René Irena Frachon, care i-a făcut această comandă, a văzut această muză, bineînțeles că a fost mulțumită, pentru că, e adevărat, nu o reprezenta ca trăsături, dar ea și-a dat seama, era o femeie foarte cultivată, și-a dat seama că, de fapt, Brâncuș nu avea nevoie să-i reproducă fiecare detaliu din chip. El s-a gândit la ceea ce i-a reprezenta o muză. De fapt, o muză, și multe au fost femeile care au fost muzele lui Brâncuș. Maiastra are legătură cu personajul din basmele noastre populare, pe care toți le cunoaștem, pasărea miraculoasă care se metamorfozează în prinț sau prințesă și care intervine ca să ducă povestea la un happy end. Maiastra, pasărea care cântă și care își înalță ciocul către cer, dar care este încă, amintește încă ceva elemente din corpul păsării, alungind-o, ea devine o elipsă și este o dublă metamorfoză și fizică, pentru că aceasta devine o elipsă, aproape se dematerializează și Brâncuș îi schimbă, îi metamorfozează, îi schimbă și numele din măiastra la pasărea în zbor. În sculptură este foarte dificil să redai mișcarea. Leda a fost instalată special de Brâncuș pe un platou și în timpul vieții lui se învârtea pe platoul ei. El instalase un motor, în momentul în care apăsa pe un buton, platoul se învârtea și Leda, învârtindu-se, reflecta tot atelierul. De aceea și această operă a rămas în atelier. Pentru el este opera esențială care reflectă tot atelierul. Peștele este ca o baghetă care nu mai are solzi, nu mai are cap, nu mai are coadă, dar este foarte simplificată pentru că pe el îl interesa mișcarea să arate cum acest mic animal se strecoară în apă, în noată. N-avea nevoie, este iluzia mișcării. Am văzut operele lui Brâncuș peste tot pe unde am călătorit prin lume, pentru că a fost un artist pe care l-am căutat ca să îl înțeleg. Dar ce mi-a plăcut cel mai mult aici e faptul că această expoziție dă voie persoanei care se uită la expoziție să o înțeleagă de la început și să vadă cum a ajuns Brâncuș totuși la esența artei la sfârșit. E foarte important această călătorie prin timp. Ca și cum ne-am uitat la un Michelangelo sau ca și cum ne-am uitat la un sculptor care începe dintr-o bucată pe care noi nu putem să ne imaginăm ce poate deveni și încetul cu încetul ajungem la esența artei în sine. În același fel, pentru mine asta a fost lucrul cel mai frumos. Să pot să văd progresia vieții lui, iar în final să vezi exact cum, de fapt, o singură linie e destul ca să reprezinte o esență atât de frumoasă și atât de simplă, dar complexă. E un lucru pe care arta îl poate face mai bine ca orice. Ideea de a găsi această spiritualitate care există în fiecare din noi. Și e ideea de a ne da voie ca să ne adunăm și să avem un țel comun. Eu cred că sunt lucruri foarte, foarte frumoase, cum e muzica lui Ionescu, cum e arta lui Brâncuș, cu care să ne mândrim. Și să ne mândrim ca și Ionescu și ca și Brâncuș, nu numai cu arta lor. Muzica lui Ionescu răsunând din aceste săli frumoase, într-un fel, arta lui Brâncuș va reveni împreună cu muzica lui Ionescu. Și e un lucru frumos pentru că reprezintă și ideea că nu numai în spațiu, dar și în timp, arta comunică împreună pentru toți oamenii în același timp. Ideea de a te reîntoarce acasă, ideea de a reveni ca un ciclu al vieții în general, nu se poate întâmpla decât în momentul în care ai plecat. Deci nu poți ca să te regăsești decât dacă te-ai pierdut. Și acest lucru cred că e foarte interesant, nu atât de mult
ca să spun că nu am fost recunoscut sau nu aș fi fost recunoscut ca și artist dacă nu aș fi plecat din România, cât cred că nu m-aș fi format ca și artist dacă nu m-aș fi pierdut în plecarea mea din afara României. Deci e foarte important pentru mine totdeauna să găsesc elementul care mă reîntoarce înapoi acasă, această regăsire a unei simplități sau a unei lumi care să fie totală, să spun așa, din punct de vedere al unui univers, din perspectiva unui copil. Ceea ce toți artiștii încearcă să găsească, esența lumii văzută din perspectiva unui copil, cred că e cea mai pură. Rolul meu, ca să spun direct, e ca să fiu o oglindă a celor care vin ca să se supună acestei arte sau ca să înțeleagă această artă și să o îmbrățișeze. Și în acest fel, pentru mine, eul meu sau ego-ul meu nu mai există absolut deloc, ci eu devin o simplă oglindă prin care reprezint ceea, o emoție pe care un compozitor a vrut ca să o comunice. Iar un public, uitându-se la această oglindă, înțelege nu numai emoția pe care compozitorul a vrut să o comunice, dar se regăsește în aceeași emoție. De aceea devine un limbaj care se transmite în amândouă sensurile, și către scenă și înapoi. Muzica lui Enescu e o muzică foarte directă, e o muzică care comunică un sentiment foarte pur, iar mai ales în Rapsodia I, e un sentiment în care toți ne regăsim. Pentru că e ideea de a reveni la ceea ce am cunoscut noi ca și copii, de a ne reîntoarce la începutul momentului în care am înțeles ce înseamnă o emoție, ce înseamnă un sentiment. În artă, în muzică, nimic nu e al tău decât în momentul în care l-ai dăruit altcuiva. Și e ideea aceasta care definește arta. E schimbul de a dărui ceea ce ai mai prețios, de a dărui sufletul și emoția cea mai pură prin artă. Și cu acest lucru cred că toți românii pot să, nu numai să se mândrească, dar să învețe de la această idee, pentru că acesta va fi antidotul comunismului egoist. Va fi ideea de a învăța de la un Enescu, de la un Brâncuș. Este cunoscut faptul că pentru Constantin Brâncuș, acasă însemna în întreaga lume. Și în mod firesc, că an de an, el este evocat în mai multe orașe în care și-a lăsat amprenta artistică și care găzduiesc operele sale. La Târgu Jiu și la Paris, bună oară, ziua Brâncuș este sărbătorită anul acesta printr-un proiect comun, despre care aflăm detalii în minutele următoare, împreună cu Iulia Chialfă, responsabil de proiect la Institutul Cultural Român de la Paris. Bună seara! Bună seara! Și cu Iani Gârbaciu, coordonator artistic la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Bine v-am găsit! Bună seara, mulțumim pentru invitație! Și noi mulțumim pentru că ați acceptat-o. Așadar, la 145 de ani de la nașterea sa, suntem invitați acasă la Brâncuș, la Târgu Jiu, dar și la Paris, acolo unde, în mod normal, atelierul lui Brâncuș de la Centrul Pompidou primea numeroși vizitatori în această perioadă și nu numai. Care este situația în aceste zile, Iulia Chialfă? În aceste zile, ca și de câteva luni face, situația la Paris s-a mutat în mediul virtual, pentru că aici muzeele, instituțiile culturale nu mai lucrează cu publicul și nu mai sunt deschise. Cel mult operele lui Brâncuș pot fi admirate paginile unor cărți care încă se mai găsesc în librăriile din Paris, din Franța. Din păcate, distanța a devenit, din cauza pandemiei, la fel de complicată, străbătut pentru Brâncuș, ca și în urmă cu atâția ani când are făcut traseul, nu? În acest context a apărut această idee a unui proiect organizat în colaborare cu Teatrul din Târgu Jiu, mi închipui. Despre ce este vorba, mai exact? Am încercat să nu lăsăm să treacă această aniversare a Marului Brâncuș, că sunt totuși 145 de ani, deci căutam soluții pentru a inova, pentru a oferi ceva inedit, ceva surprinzător și totuși accesibil, ca și limbaj, publicului nostru pe pagina noastră de Facebook, pagina ICR Paris, care poate nu este anodin să menționez că este cea mai urmărită, 40.000 de abonați ai paginii din toate institutele culturale străine din Paris și sunt peste 50. Deci în acest top suntem mereu datori
să fim în top, inclusiv cu evenimentele pe care le propunem celor care ne stau alături, chiar și astfel, virtual. Deci, alegerea a venit firesc cu domnul Gârbaciu, am mai colaborat pe vremuri și cu Centrul de Etnografie de la Târgu Jiu. Pusesem zona de unde a plecat, din Puș, de lângă Bobița, de Târgu Jiu, și aveam de mult încă în minte, împreună cu doamna director, Doina Marian, să găsim o soluție pentru a colabora. Acest an al pandemiei, iată și carantina care ne este impusă, ne-a oferit soluția și posibilitatea de a realiza în sfârșit această colaborare cu Teatrul din Târgu Jiu. Deci, trăiască internetul, telefonul, Facebook, l-am sunat pe domnul Gârbaciu și am întrebat dacă acest spectacol montat de ei în 2018, Sărutul, poate fi prezentat publicului francez. Nu știam exact despre ce este vorba. Și am aflat că este un eseu vizual fără cuvinte. Deci, arta care transmite emoție fără a fi nevoie de exact ceea ce își dorea. Așadar, vineri 19 februarie la ora 20, români din întreaga lume, de ce nu, vor putea urmări acest spectacol online simultan cu spectatorii teatrului din Târgu Jiu. Mulțumim foarte mult, Iulia Chialfă, pentru această intervenție. Mult succes în continuare întregii echipe de la Institutul Cultural Român de la Paris. E cu siguranță o provocare pentru o astfel de instituție să-și desfășoare activitatea în aceste condiții. Sperăm să avem ocazia să vorbim și despre proiecte noi desfășurate și în afara mediului online. Despre anul UNESCO, mai ales 140 de ani. În Franța sărbătorim și anul UNESCO. Deci, oricând, cu mare bucurie și mulțumim pentru invitație. Așadar, este vorba despre un spectacol foarte bine primit de publicul din România, o adevărată carte de vizită a Teatrului Elvira Godeanu, din câte am înțeles, nominalizat la premiile UNITER și care ar fi trebuit itinerat și în afara țării, dacă nu mă înșel, domnule Gârbaciu, vă rog să ne oferiți detalii. Da, foarte bine a spus. Cu adevărat, e cartea noastră de vizită, este spectacolul care a fost parte a stagiunii 2017-2018 la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu, chiar cu colegii noștri, partenerii noștri de acum, cu cei de la ICR Paris, gândisem pentru anul trecut un proiect și rămăsese în discuție să mergem cu spectacolul acolo. A venit pandemia, din păcate lucrul acesta nu a mai fost posibil, dar iată că acest proiect a rămas în picioare și anul acesta suntem onorați să fim parte a acestui proiect, spectacolul nostru, Sărutul, să fie prezentat comunității românești din Franța și nu doar românilor, pentru că, cu siguranță, site-urile Institutului Cultural Român de la Paris sunt urmărite și de oameni care nu au naționalitatea noastră. Da, e o onoare, așa cum vă spuneam, este un spectacol cu care ne mândrim, care vorbește despre arta lui Constantin Brâncuș, dar și despre noi, despre gorjeni, despre români până la urmă. Este un proiect care așa a fost gândit, mai mult pentru zona de export, pentru zona de străinătate. Este un spectacol fără cuvinte, el este gândit, conceput de un minunat regizor, domnul Horațiu Mihaiu, cel care a dus în România acest concept de eseu vizual teatral. Pentru că vorbim până la urmă de un eseu vizual teatral, un spectacol unde veți putea urmări muzică, dans, mișcare, dar și multă emoție. Un spectacol despre Brâncuș, dar nu un spectacol omagial, așa este caracterizat de autorul său, Horațiu Mihaiu. Nu am vrut să gândim și să punem în scenă, prin acest spectacol, un spectacol omagial, ci exact cum este percepută arta lui Constantin Brâncuș, este o artă pentru toți, așa cred că este și spectacolul nostru. Este un spectacol care a fost foarte bine primit de zona de critică teatrală. Cum spunea și dumneavoastră, a fost nominalizat pentru cel mai bun spectacol de teatru din țară, primele 10 spectacole de teatru din țară în 2018. E o onoare pentru noi și este un moment de a ne arăta originile, mai ales că Brâncuș, spunea și dumneavoastră, este al tuturor, dar vine de aici, de la noi, din pământul Gorjului, de la Hobița. Este un spectacol cu care ne dorim să ieșim în lume și să le vorbim oamenilor despre arta lui Constantin Brâncuș, dar și despre originele noastre. Un spectacol care credem noi că va fi foarte bine primit și la Paris. Nu vorbim despre bariera lingvistică, pentru că nu avem niciun cuvânt în spectacol. E multă muzică, multă mișcare, mult dans și multă emoție.
Iar acest spectacol, Sărutul, este doar unul dintre evenimentele care vor avea loc la Târgu Jiu pe 19 februarie, de Ziua Națională Constantin Brâncuș. Și vreau să ne povestiți și despre celelalte proiecte care au fost organizate pentru această zi. Pe parcursul întregii zile, dacă nu mă înșel, vor avea loc acțiuni dedicate lui Brâncuș. Și astăzi au fost acțiuni dedicate lui Constantin Brâncuș și mâine, pe 19 februarie, de Ziua Națională Constantin Brâncuș, și chiar sâmbătă, pe 20 februarie, vor fi evenimente care fac parte până la urmă din acest complex de manifestări închinate lui Constantin Brâncuș. O parte dintre evenimentele de la Târgu Jiu din 19 februarie sunt realizate în parteneriat cu Televiziunea Română, cu colegii noștri de la TVR Craiova și de la TVR 3 și, foarte important, vor putea fi urmărite și la TVR Internațional. Așadar, de la ora 16 vă invităm, doamnelor și domnilor, să urmăriți o transmisiune în direct de la Târgu Jiu. Ce va cuprinde programul, domnule Gârbaciu? Este cireașa de pe tort, dacă vreți, a acestui șir de evenimente. Va fi lansarea filmului Omagiul lui Brâncuș pe calea eroilor, practic un poem cinematografic, regia, scenariul și comentariul minunatul artist Sergiu Cioiu, pe muzică și versuri de Alexandru Mandi, un proiect inițiat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Vom putea urmări acest film și, firește, vom putea urmări și un recital minunat al maestrului Sergiu Cioiu împreună cu trupa domniei sale și a doamnei Maia Morgenstein, o adevărată doamnă a teatrului românesc. Va fi un eveniment de ținută și dați-mi voie pe această cale să vă mulțumesc, pentru că iată, sunteți partenerii noștri de nădejde, partenerii media, și prin intermediul dumneavoastră acest eveniment poate să ajungă la cât mai mulți oameni. Spuneam, domnule Gârbaciu, despre spectacolul Sărutul al Teatrului Elvira Godeanu din Târgu Jiu, că urma să fie itinerat în mai multe orașe din țară și din străinătate. Ați renunțat la acest plan sau în ce măsură credeți că se mai poate vorbi despre așa ceva în acest an? Anul acesta, mai mult ca sigur, nu. Nu o să renunțăm, doar amânăm acest gând. Practic am făcut primul pas în 2019, când am făcut la București, de Ziua Națională Constantin Brâncuș, la Teatrul Odeon, acest proiect. Am fost cu spectacolul acolo, am chemat toate ambasadele, au fost prezenți înalți demnitari ai statului român la evenimentul nostru. S-a scris foarte frumos în toate limbile lumii, de la chineză, japoneză și așa mai departe, despre proiectul nostru, și am dezvoltat discuții ca acest proiect să ajungă să fie văzut în cât mai multe locuri din această lume. Din păcate, discuțiile s-au stopat aici, pentru că anul 2020 a venit cu acest virus care ne-a dat peste cap pe toți, dar nu ne oprim aici, gândurile, ideile, proiectele rămân în picioare, doar le amânăm puțin, să sperăm că în viitor, poate, de ce nu, de anul viitor vom putea să circulăm mai ușor, populația se va imuniza prin acest vaccin și vom reuși să mergem cu proiectele culturale și în afara granițelor țării, pentru că e important să le vorbim oamenilor despre arta lui Constantin Brâncuș și despre apartenența noastră, pentru că foarte multe motive folosite de Constantin Brâncuș în arta sa se trag din motivele tradiționale gorjenești, din motivele tradiționale românești. Cu atât mai mult cu cât acest spectacol poate fi înțeles de oricine, indiferent de naționalitate, de limba vorbită, și știu că și românii din afara granițelor țării vă așteaptă și așteaptă cu bucurie întotdeauna să vadă spectacole din țara lor de origine. Dar chiar dacă ați fost nevoiți să amânați aceste turnee, nu înseamnă că ați oprit activitatea teatrului. Știu că aveți proiecte interesante chiar și pentru acest an. La Târgu Jiu, da, nu s-a oprit activitatea teatrului absolut deloc. Chiar anul trecut, când am trecut prin
această pandemie și a fost debutul pandemiei până la urmă, am avut activitate neîntreruptă, ba mai mult atunci când ne-a lăsat vremea de la sfârșitul lunii mai până la sfârșitul lunii septembrie, am avut o stagiune estivală cu evenimente întâmplate în fiecare săptămână, în fiecare sfârșit de săptămână. Teatrul din Târgu Jiu a scos în stradă spectacolele noastre sau evenimente invitate, concerte, spectacole de teatru invitate pentru a dinamiza puțin viața culturală în orașul lui Brâncuș în perioada verii trecute. Tot de atunci ne-am apucat de un alt proiect important, un alt pariu pentru noi. Este vorba de spectacolul Cazul lui Vladimirescu. Vorbim de un spectacol închinat Marelui Tudor din Vladimir, pentru că anul acesta, anul 2021, va fi declarat anul bicentenar Tudor Vladimirescu. Se întâmplă 200 de ani de la Revoluția lui Tudor, care până la urmă a pus bazele statului modern de astăzi. Vom avea un proiect unic, aș putea să-i spun. Va fi un spectacol stradal, un spectacol pe care ne dorim să-l scoatem la public pe 27 mai, ziua când Tudor Vladimirescu a fost ucis. Spectacolul vorbește despre procesul lui Tudor și în cadrul spectacolului vor putea fi urmărite secvențe din momentele esențiale întâmplate în viața lui Tudor Vladimirescu și de faptele importante care au pus bazele, repet, statului modern de astăzi. Este un proiect inedit, un proiect cum nu s-a mai întâmplat în județul nostru. Este un spectacol care va include peste 100 de artiști, actori, colegii noștri dansatorii de la Doina Gojului vor fi și ei prinși în acest proiect cultural. Vor fi lupte, călare. Chiar e un spectacol extraordinar, e un spectacol impresionant, e un spectacol pe care îl pregătim, cum vă spuneam, de anul trecut cu domnul Gavril Pinte, un nume important al teatrului românesc, care va regiza acest spectacol și care a lucrat la scenariul spectacolului. Va fi o operă rock, trupa Bucium va fi prezentă cu noi în spectacol, muzica va fi live, cântată de trupa Bucium. Va fi un proiect inedit, un proiect care cred eu că trebuie să ne facă cinste nouă gorjenilor și românilor în anul bicentenar Tudor Vladimirescu. Nu este proiectul doar al nostru, ne dorim să avem o colaborare cu Ministerul Culturii și acest proiect până la urmă să fie un proiect de țară, dacă vreți, în ideea anului bicentenar Tudor Vladimirescu. Ne dorim să ajungem cu acest spectacol în toate zonele importante, istorice din țara noastră și să le vorbim fraților noștri fie de la Iași, fie de la Cluj, fie de la București, fie de la Sibiu, despre Tudor Vladimirescu prin intermediul acestui spectacol. Într-adevăr, un eveniment important pentru România. Vă dorim să reușiți să duceți la bun sfârșit nu doar acest proiect, ci tot ceea ce v-ați propus și ca spectacolele pe care le realizați să ajungă într-adevăr la un număr cât mai mare de iubitori de teatru din țară și de ce nu din afara țării. Vă mulțumim foarte mult pentru informații. Vă dorim să vă păstrați entuziasmul și puterea de lucru în continuare. Multă sănătate întregii echipe. Numai bine! Română, mulțumim! Vă retransmitem în zecit urările dumneavoastră. Numai bine! Omagiul lui Brâncuș pe calea eroilor este așadar titlul filmului de scurt metraj care va fi lansat vineri la Târgu Jiu la inițiativa Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și cu implicarea Primăriei Municipiului Târgu Jiu. Creațiile compozitorului Alexandru Mandi, dedicate operelor brâncușiene, au fost valorificate într-o nouă producție vizuală, avându-l ca protagonist pe actorul, interpretul și creatorul Sergiu Cioiu, căruia am bucuria să-i pot spune bună seara. Bine v-am găsit! Bună seara! Bine v-am regăsit! Sunt foarte bucuros și de-abia aștept ca vineri să se întâmple în sfârșit această lansare. Și noi vă mulțumim pentru că ați acceptat să fiți alături de noi, chiar și de la distanță. O distanță mult mai mică, oricum, față de Canada, unde ați plecat în urmă cu aproape 40 de ani. Ați revenit însă de multe ori și iubitorii muzicii ușoare din anii 60-70 care v-au îndrăgit nu v-au uitat. Cum vă simțiți acum acasă? Mă simt foarte bine, sunt bucuros,
sunt nerăbdător să mă întâlnesc din nou cu publicul care va fi prezent la acest recital în urma lansării filmului la Târgu Jiu, chiar de Ziua Națională Constantin Brâncuș. Cum a început povestea acestui film dedicat operelor lui Brâncuș de la Târgu Jiu, domnule Cioiu? Este un proiect mai vechi. L-a început cândva Paul Urmuzescu, dar nu l-a terminat. Și bineînțeles că ideea a rămas în suspensie și într-o bună zi am avut ocazia să vorbesc cu Doru Dinu Glăvan, care a fost entuziasmat de idee și a propus celor de la Târgu Jiu, respectiv Institutului Brâncuș din Târgu Jiu, să realizăm împreună acest film. Bineînțeles, eu mi-am luat treaba în serios și am realizat în întregime acest film. Deci eu debutez ca regizor de film cu această ocazie și, bineînțeles, sunt foarte emoționat. Trebuie să spunem că filmul cuprinde piesele Coloana Infinitului, Masa Tăcerii și Poarta Sărutului, toate trei pe muzica și versurile lui Alexandru Mandi, lansate în anul 1967, 1972 și 1979, care au fost preluate de-a lungul anilor de cântăreți precum Doina Spătaru, Luminița Dobrescu. Cum v-ați simțit dumneavoastră, reinterpretându-le chiar acolo, pe calea eroilor? Eu le am întotdeauna în repertoriul meu, indiferent unde. Pe calea eroilor a fost pur și simplu un scenariu pe care l-am întocmit și, bineînțeles, am venit cu o echipă, cu un foarte bun operator și am realizat acest film creând un spectacol pe scena teatrului dramatic din Târgu Jiu, iar cealaltă parte a spectacolului a fost încercarea mea de a intra într-un fel sau altul în ceea ce se cheamă lucrările lui Brâncuș. Ceea ce este important în realizarea unui film este exact impactul cu spectacolul obișnuit, dar și cu lumea filmului. Este foarte important în ce se încadrează un film, dacă este un scurt metraj, cum este acesta, genul acestui film poate fi documentar, documentar artistic sau scurt poem muzical cinematografic cu dedicație, cum ar fi un omagiu care, în care eu cânt și în care piesele lui Alexandru Mandi se cântă la propriu, adică cele trei monumente la Târgu Jiu au generat pentru compozitorul, care este un foarte bun poet totodată, aceste trei cântece. El le-a înțeles și a încercat împreună cu mine, am încercat amândoi în acest film o decodificare a celor trei monumente extraordinare. Piatra și apa, timpul și tăcerea, iubirea și nemurirea, odată cu scurgerea apei peste bolovanii nemișcați, sunt prezente în cântecele lui Mandi, inspirate de această cale a eroilor cu cele trei capodopere care trebuie văzute, înțelese și admirate numai aici la Târgu Jiu, pe calea eroilor. Ceea ce dorește filmul și ceea ce doresc eu cu acest film este să aduc oamenii la Târgu Jiu, indiferent în ce țară sunt, indiferent unde, pentru că aceste opere monumentale nu pot fi deplasate. Iar actorul, respectiv eu, interpretând cântecele, încearcă o fuziune, o perfectă fuziune cu piatra, dar și cu apa curgătoare, cu permanența și cu gândul, întrucât fac tot posibilul să mă scurg odată cu nisipul din clepsidrele scaune, cele 12 scaune care înconjoară masa tăcerii,
și nu fac altceva decât să încerc să mă contopesc cu masa într-o tăcere și într-o lumină, intrând pe de altă parte și în ochiul cel îi cheamă pe îndrăgostiți la poarta iubirii, poarta sărutului, sau privind la cer lângă coloana fără de sfârșit, pierzându-mă odată cu gândul către un dincolo, odată cu semnul drumului urcat, în momentul în care privește această coloană și îți dai seama că acolo sus este ceva, nu știm exact ce, e Dumnezeu, e dumnezeire, este un loc pe care îl căutăm în gândul nostru, acolo unde se înalță sufletele noastre. Filmul aduce emoție și reușește astfel să atingă acest obiectiv despre care v-am vorbit. Filmul este bun atâta vreme cât oamenii care îl văd se emoționează. Bineînțeles, eu sunt foarte emotiv, sunt emoționat și aștept un verdict, îl aștept de la oameni, în primul rând, de la spectatorii pe care îi iubesc și chiar dacă nu sunt prezenți, pentru că în fața unui ecran sunt altfel de reacții, dar este publicul meu care a ascultat, care cunoaște aceste cântece, acest triptic pe care l-a creat din punct de vedere muzical și poetic Mandy. În ceea ce mă privește, am făcut corp unit atât cu cântecele, atât cu gândul, atât cu tot ceea ce știu eu despre creația acestui șaman al artei universale, acest demiurg care este Constantin Brâncuș. Trebuie să spunem însă că tot la Târgu Jiu, pe scena teatrului Elvira Godeanu, veți susține un recital împreună cu marea actriță Maia Morgenstern și acesta va putea fi de asemenea urmărit și la TVR internațional. Dar ce ne puteți spune despre această frumoasă colaborare? La ce să se aștepte publicul telespectator? Eu sunt un foarte foarte mare admirator al Maiei Morgenstern. Suntem și prieteni, am mai colaborat în cadrul Teatrului Evreiesc de Stat când eu am realizat un omagiu lui Alexandru Mandy și când am avut plăcerea să cânt împreună cu Maia Morgenstern, care a acceptat să interpreteze un cântec de Maria Tănase. Vom reface acest moment. În plus, există niște povești foarte interesante despre Brâncuș, despre femeile care au populat viața lui și, bineînțeles, că Maria Tănase a fost una dintre ele. Astfel se va încheia, probabil, acest recital în care o invit pe Maia să vorbească despre relația dintre Maria Tănase și Constantin Brâncuș, o relație de amor, o relație de dragoste care este suspendată în timp, o iubire foarte, foarte rapidă și scânteitoare care a lăsat în urmă această poveste minunată. Mă aștept ca Maia să fie foarte bine primită de public și bineînțeles că pentru mine colaborarea cu ea este o colaborare plină de plăcere, de emoție și de o stare de bucurie estetică, ca să zic așa. Bucurie pe care cu siguranță veți reuși să o transmiteți și publicului. Cred în omul ce știe, cred în omul ce scrie, cred în omul ce învață, cred în viață. Sub acest slogan ați fost aniversat la București anul trecut, atunci când ați împlinit 60 de ani de carieră din cei 80 de ani de viață și vreau să ne spuneți în final dacă aceste principii vă ajută să vă mențineți energia și entuziasmul. Fără discuție, mă ajută, așa cum l-au ajutat și pe Brâncuș
să se mențină într-o formă extraordinară, pentru că Brâncuș iubea viața așa cum o iubesc și eu și credea în viață. Și bineînțeles că citind tot ce s-a scris despre Brâncuș, poate nu chiar tot, dar în orice caz una dintre minunatele cărți pe care mi le-a oferit cei de la Târgu Jiu este Așa grăita Brâncuș, o carte scrisă de Sorana Georgescu-Gorjan, din care poți să vezi cât de aproape este omul de ceea ce se cheamă creație. Când te gândești că întreaga omenire se află pe o sferă care călătorește prin spațiu, învârtindu-se în jurul ei și care se îndreaptă, nu se știe încotro, devii conștient de foarte multe lucruri, dar în primul rând devii conștient de faptul că iubești viața așa cum este. Și bineînțeles că tot ceea ce voi cânta în acest recital sunt cântece de Mandi, pentru că am vrut să rămân în stilul cântecelor pe care le-a creat pentru cele trei mari opere de la Târgu Jiu. Și nu numai. Aceste cântece scrise de Alexandru Mandi, fie că este Cred, pe care l-ați reperat și i-ați spus Cred în viață, fie că este Facerea lumii, fie că este chiar și Vântule, care este un cântec în care omul luptă cu tot ceea ce natura declanșează și încercăm să colaborăm cu ea, încercăm să o înțelegem. Noi vă dorim, domnule Sergiu Cioiu, vă dorim încă mulți ani de viață și de carieră, cu multă sănătate și la fel de mult entuziasm și de acum înainte, și vă mai așteptăm. Eu vă mulțumesc, domnilor, vă aștept cu drag oricând la spectacolele mele. Poarta sărutului poartă a începutului. Te voi dărui, fecioară, celor ce ajung pe seară, îndemnați de vreo ispită, pe suboldați liniștită. Cine pragul ți-l-o trece, să își soarbă vinul rece, ca să-i stâmpere din sete, de pe gura unei fete. De pe gura unei fete. Și gurile gemene, gemene, să semene, cu foc să se îngemene, într-un cer de cremene, într-un cer de cremene. Poarta sărutului, poarta a începutului. Când mă-i poticni în cale, vreau să mă petrec în vale, pe sub umbra bolții tale, fără cântece de jale. Cinci perechi cu pasul moale, ce-au strâns stelele în basmale, și-au pus florile în poale, și lăuta sub mantale. Și lăuta sub mantale. Și mâinile gemene, gemene, să semene, tainic să se îngemene, într-un cerc de cremene, într-un cerc de cremene. Tai rai ri ru rai rai ra, rai 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 rai ri ru rai rai ra. Aceasta a fost prima ediție a emisiunii A doua Românie din acest sezon. Vă invit să urmăriți în continuare programele postului TVR Internațional. Până săptămâna viitoare, toate cele bune!